Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu microfon online. Suntem la treabă, de clasa a șasea, de la acasă, te rog de ales. Construiți între unghii ABC, cunoscând că AC e egal cu 5 cm. Deci construiți. Unghi, triunghi, ABC. Știind că Știind că AC egal 5 cm. AC egal cu 5 cm. BC egal 7 cm. BC egal 7 cm. Și măsura unghiului C egal cu 140 de grade. Măsura unghiului C egal cu? 140 de grade. 140 de grade. Deci ni se dau două laturi și unghiul dintre ele. Da? Ni se dau două laturi și unghiul dintre ele. Cum crezi că vă face? Mai întâi, vă facem un triunghi ABC. Vă facem triunghi. Facem mai întâi faza. Nu, faza, o latură. Da. Deci facem latura AC. Da? AC. Fiindcă știm unghiul C. Deci, să zicem A. O să fac ridicarea. Hai să zicem A, C, A, C-ul aici. C, A, C. Sau dacă vrei din ăsta, hai să și așa. A, C. Știu cât e de mare C. 5 cm. 5 cm. Un compas. Unde era compasul? Nu mai este compasul? Îmi dăm și compasul aici. Unde compasul? Nu, nu știu. Ok. Tu faci în calculator. Iei pe... Uite, iau și eu 5. 50 de centimetri. Da? Iau 50 de centimetri, tu ieți nu e 50 cm, ci 5 cm, chiar așa cât spune acolo, da? Da. Uite așa. Uite aici. 5 cm. Am găsit AC 5 cm. Acum, pe compas, pe raportor, o să fac unghiul în partea asta, să-l fac. Și acum, să luăm mai 100, cât am zis? 140 de grade. 140 de grade. Deci fixăm un vârf. Exact cum e centru acolo, la raportor, capătul drept, ca și ar fi vârful unghiului. Și acum să măsăm 140 de grade. 130, 140 de grade aici este. 140 de grade. Din păcate, nu m-am orientat prea bine. O să refac figura. Nu m-am spațiu. Deci, ce am zis că vreau întâi 5, da? Centimetri și la luată 50. Iată, 1, 2, 3, 4, 5. Așa acolo cu asta. Deci 1, 2, 3, 4, 5, chiar cât era acolo. Da. Și am zis că asta e A, C. Și fixez raportorul cu vârful chiar în vârful C. Adică să pun ei centrul acolo, da? Da. La 0. Și măsor, cât am zis, 140 de grade. 40 de grade. Asta este unghiul de 140 de grade. Plecând din vârful C. Da? Și iată, asta cât o duc de mare, spune el, de 7 cm, da? Deci, 7 cm. Da. Uite, acum așa, da. Și mai duc câte 2 cm.
20 cm despre proporția. Și am ajuns în vârful care este A, C, B. Ăsta e B. B, C, uite, B, C, e de mare, 7 cm. Da. Și în clipa asta nu rămâne decât să le unesc. E, n-am o linie așa de lungă. Și urez vârful B și cu C și acesta este triunghiul desenat care are calitățile cele care am spus. Adică 5 cm. Are una de 5 cm. 7 cm. Exact. Și 140 de grade. Și 140 de grade. Vezi? Așa se construiește când am știut cele două dimensiuni. O să trag cu mâna că mama din aceea. Mă uit unde trebuie să ajung. Da? Și asta, asta este triunghiul ABC cu 5 cm, 7 cm și deschizătura de 140 de grade. L-ai făcut de exact ca mine, da? Da. Ai respectat așa? Da. Bun. Deci așa am desenat exact ce mi-a spus autorul. Mai departe. Construiți triunghi ABC constatând că BC egal 3 cm, măsura unghiului B egal 60 de grade și măsura unghiului C este egal de 90 de grade. Deci acum dau două unghiuri. Aici mi-a dat ce autorul? Un singur unghi. Deci mi-a dat latură, unghi, latură. Latură, unghi, latură. Adică două laturi și unghiuri între ele. Da? Asta mi-a dat autorul. Acum ce-ți dă el? Acum, BC egal cu 3 cm. Deci o latură? Da. Un unghi și un unghi. Și unghiul de la capete? Da. De la capete în latură. Deci, practic, acum îmi dai unghi, latură, unghi. Unghi, latură, unghi. Și atunci ce spui? Latura? BC egal cu... egal cu 3 cm. 3 cm. Măsura unghiului B egal cu 60 de grade. Deci măsura unghiului B. Măsura unghiului așa în pașa ta, nu? Da. Nu are importanță. Să pui și căciulă de apă, da? Egal cu? Egal cu 60 de grade. Da. Și măsura unghiului? Și măsura unghiului C este egal cu 90 de grade. Egal cu 90 de grade. Cum crezi că începem? Care este ideea? Mai întâi facem baza. Nu baza. Latura care ne dă. Latura. Deci, desenăm pe BC de 3 cm, da? Deci, mă latura pe BC de 3 cm. Eu să o notez de 30 de cm. Ca să am, deci, de tablă. Așadar, 30 de centimetri. B, C. B, și aici C. De 30 de centimetri. Acum, cu raportorul, viu și măsura aici, câte grade? Spus 60 de grade din 60. Da? Deci, fixez raportorul. Așa. El se stea cu linii, da? Aici, da? Și cu originea exact. Și mă duc la 60 de grade. Iată, aici 60 de grade. Și desenez. Trag acum la măsura asta, 60 de grade. Formez unghiul din B. Deci acum formăm unghiul din B. De acord? Da. Și pe urmă cu vârful C. Așa. Desenăm pe ăla de 90 de grade. Unghiul din C. Și în locul în care se întâlnesc, vom pune A. Da? Laturile și stele. Noi am desenat unghiurile, având vârful C. Și în locul unde se întâlnesc, a
Hai să vom pune A. Iată triunghiul construit. Știi cum se numește un asemenea triunghi? Care are așa din ordinate? Se numește unghie bilaterală. No. Triunghiul care are 90 de grade se numește triunghi dreptunghic. Deci ăsta se numește triunghi. El este triunghi dreptunghic. Dreptunghic, pentru că în paranteză are un unghi de 90 de grade. Triunghiul ăla care l-am făcut mai înainte, îl țin minte, da? Era așa triunghiul parcă. Care avea un unghi de grade aici. De 140, mai țin minte? Da. În figura anterioară. Ăsta se numește un triunghi obtuzunghic. Obtuzunghic, e mai mare de 90 de grade. Dreptunghic, că e dreptunghiul aici. Da? Și obtuzunghic vine mare de 90 de grade. Deci în sensul numit triunghi obtuzunghic. Obtuzunghic. În paranteză are un unghi mai mare, da? Mai mare de 90 de grade. Da? Deci triunghi dreptunghic și triunghi obtuzunghic. Mai în varianta asta am dat două laturi și unghiul dintre ele, lul, două laturi și unghiul dintre ele. Știi cu ce am dat o latură și unghiul de la capăt. Și așa am construit triunghiul. De acord, da? Deci mai departe. Construiți un triunghi atunci constatând că AB egală 8 cm. AB egală 8 cm. BC egală 6 cm. Deci cum ai spus AB? AB egală 8 cm. BC egal 6 cm. 6 cm. Ceea ce este egal cu 5 cm. 5 cm. Acum ce dai? Toate laturile. Vezi? De ce? În caz ar fi laturile. Toate laturile sunt cunoscute. Deci a fost o situație când mi-ai dat două laturi și unghiul dintre ele. Mai, pe urmă, o latură, sigur latură și unghiul la capete și am văzut triunghiul. Și acum am dat toate laturile. Cum o faci, oare? Tu cum propui? Construim AB-ul. AB-ul de 8 cm, da? Nu, mai greu cu WC-ul, ca să fie jos. Dar nu e important. Să știi că nu e important ca ordine. Eu aș construi pe asta mai mare întâi. Pe cine? Pe? Pe AB. Da. Deci construi AB. Eu să iau de AB de câte... Să iau de 80. Deci odată 5. Și mai avem câte 3. Iată. A, B, B. 8 cm. Dar acum cum să fac eu de BC la B, dar nu știu cât de inclinat să o duc. Vezi tu? E o problemă aici. Că eu aș duce pe BC așa. Dar nu știu cât de inclinat e. Dar nu știu unghiul. Oricum, trebuie să fie asta de cât de ce? De cât centimetri? De 6 centimetri. De 6 centimetri. Hai să facem cu compasul, să descriem un cerc. Că oricum de-a fi, s-a pregătat, că nu am unghiul, asta e necazul tare. Deci, descriem un cerc. Cu centru. Deci, un cerc.
N-am de ce să zic așa. Tu ai compas? Eu am. Da. Ai, da? Da. Bun. Deci facem în felul următor. O să desenăm un cerc. Poate să iau eu 6 cm deschizătura cercului. Deci trebuie să-mi iau... Uite, așa fac. Uite ce fac. Și fac așa. 5 cm și mai iau încă unul. Încă unul. Deci, să zic că am deschis de 5 cm. Uite așa. Deschide și ești în compasul tău. 5 cm de pe linie. Ia linia. N-ai linie. Da, cu pătrățele câte ar veni, se iei pentru 10, parcă, nu? Da. Ca o jumătate. Da. A, așa. Deci ai luat 10, da? Da. Și fixez compasul într-o parte, în vârful B. Uite așa. Și acum desenăm un rar de cerc. Uite așa. Toate punctele de aici, de pe el, vor avea de aici până acolo, câte vor avea? Ce distanță va fi de aici până la orice punct de pe cerc? Aceea distanță, de 6 cm. Deci, fie aici, fie aici, fie aici, oriunde ar fi, tot la 6 cm ar fi. Deci am descris cu, luând în compas, măsura de 66 cm la tine pe căiția. Adică două... 10 pătrățele. 10, am zis-o de 5 parte, nu? B... Egal cu 6 cm. BC. BC 6 trebuie să fie, da? Am luat eu 5, că am avut măsuri, și mai luat eu 10. Da? 50-60 cm. Și am fi că acum e măsoară așa, distanța asta, poate puteam lua de 60, da? Și am fixat un vârf. Un vârf acolo în pasul și celălalt am deschis un arc de cer. Uite așa. De câte de 60 de cm. Ce crezi că voi face? Voi trage și în parte cealaltă la fel. Dar cu ce măsură acum? Cu 5 cm. 5 cm. Așa. Și iau cu 5 cm. Și trasez acum. Uite așa. Un alt arc de cerc. Cele două se întâlnesc într-un punct. Da? Cele două se întâlnesc într-un punct și ăsta e vârful cerc căutat. Ăsta e vârful căutat. Ai văzut ce am făcut? Deci am luat 5 cm și am deschis. Și tu te întâlnești cu celălalt cerc. Arc de cerc. Da? Într-un punct C. Acest punct este pe ăsta, pe arcul ăsta și deși la 5. Dar deși pe arcul celălalt, încât e cât la ce distanță? La? 5 cm. 6. A, din A de B. De, din B e la 6 cm, iar din A e la 5. 5 cm. Ce care mă interesează? Păi sunt foarte fericit. Înseamnă că ăsta e vârful care îl căutam. Da? Și acum leunesc. De la C până la B. Și iată cum am găsit triunghiul de dimensiuni specificate. Da? Deci am găsit triunghiul de dimensiuni precizate. Poți să spui și tu cam care ar fi tehnica? Mai întâi facem cea mai mare latură. Sigur că da. După care luăm compas. Să zic că nu e obligatoriu cu cea mai mare. Poți să ai și pe cea mai mică. Tot la fel să triunghiul. Dar nu vine mai bine. Am desenat cu asta cea mai mare, după care? După care luăm compasul și tragem din 5 cm în sus. Deci dacă e vorba de A, ce de 5 cm? Da. Deci luăm în deschizătura compasului. Deci 5 cm. 5 cm și cu... cu vârful compasului în punctul A, descrim un alt de cerc încât toate punctele de aici, dacă spuneți așa, orice puncte de cerc, tot 5 are.
Când era însă acel pe care se păstrăm tot timpul, aceeași. Deci toate punctele de la arcul acesta sunt la egală distanță din punctul A și exact la 5 cm. Că urmând, în punctul B luăm desfințătura de 6 cm. Așa. Și descrim un alt arc de cerc. Și tot așa, toate punctele de la arcul acesta trebuie să aibă 6 cm. Vor avea 6 cm, că i-aș urma desfințătura tot timpul aceeași. Și unde se întâlnesc că cele două arce, e punctul căutat. Pentru că este la intersecția și a primului arc și a celui de-al doilea. Și la primul, la 5, al doilea, la 6, deci este punctul căutat. Iată, am descoperit. Asta este de 5 cm. Asta este de 6 cm. Iar baza jos este de 8 cm. Da. Iată-ne foarte bine, am rezolvat problema cât se poate de elegant. Deci, ai văzut, sunt câte variante acolo. Prima variantă a fost două laturi și unghiul dintre ele. După care unghiul, latura, unghiul, după care toate laturile. Deci trei variante am pus la punctea acum de construcția unui triunghi, când știm elementele acestea. Deci, latură, unghi, latură, unghi, latură, unghi și acum a fost latură, latură, latură. Da? Bun, altceva. Construiți un triunghi ABC știind că AB congruent cu AC și AB egal cu 4 cm. Măsura unghiului A egal cu 36 de grade. Deci, construim alt triunghi acum. Într-o altă situație, mi se dau două laturi egale, așa? Da. Și unghiul dintre ele, cred. Da. Așa bine? Ia vezi dacă e așa. Ia, dumerește-i tu. Până când șterge tabla. Deci vreau să construiești tu acum. Alo, Ștefania? Bună seara. Iată și intrătura profundă de ele acum. Știți să intre, nu? Te rog să intre că faci lecții la geometrie. Da? Hai. Bine. Urmă este lecția, da? Că de mâine, mâine o să te întreb. Bine. Bun. Așa că, deci, ce am spus să construim? Construiți un triunghi ABC știind că AB congruent cu AC și... AB congruent cu AC. Așa că, în parte, da. Triunghiul laturile le punem... Fără desfățare. Așa. AB congruent cu AC. Așa. AB egal 4 cm. AB este egal de 4 cm. Și măsura unghiului A este egal cu 36 de cm. Și măsura unghiului A este egal cu? 36 de cm. Pardon, 36 de grade, mă știu. 36 de grade, mă, nu pot părește. Eu sunt neapent și tu, eu sunt pe centimetri. 36 de grade, mă, eu te-am spus că e. Deci, AB egal cu AC, AB de 4 cm,
și măsura unghiul real de 36 de grade. Cum crezi că facem asta? Mai întâi luăm 4 cm AB. Da, deci luăm pe AB de 4 cm. Așa să zicem, da? Uite. A, B. Eu se iau de 40 pe tablă. Deci de 4 cm. Bun, AB de 4 cm. După care, ce să facem? Luăm 36 de grade. Cu raportul, da? În vârfoa. În vârfoa. În vioaie, da? Deci, iau 36 de grade. Șase. Încă o grad. 36 am dat. Bun. Și ce fac acum? Pe A și tragem linia. Asta facem. Punem pe A. Adică, acolo unde fix am fixat 36 de grade și am fost uitat să lucrez de cât de grade? 36 de grade. 36 de grade. Și mai departe? Tragem linia jos. Păi de unde să o trag? Nu știu. O trag de aici, de aici, de aici, de aici, de aici. Oricum de pe asta trebuie să o trag. De unde? Începând de unde? O luăm din punctul B, ridicăm sus 4 cm. Da, avei de 4 cm. Dar spunea autorul că AB e cât AC. AB este cât AC. Deci trebuie să măsori pe AC. De ce trebuie să o fixez așa în fel încât de la A până la A să fie tot de 4 cm? Cum crezi că este? Pur și simplu, mă duc pe o linie, fixez 4 cm. Adică, iată aici, 4 cm. Și aici este punctul C. Și nu fac altceva decât dacă mă sunez pe A cu C. Da? Pune pe A cu C. Și ceea ce am construit este chiar triunghiul căutat. Da? Ceea ce am construit este chiar triunghiul căutat. Repetă. Luăm măsura, facem AB de 4 cm, după care luăm unghiul A de 36 cm. 36 de grade? Da, pardon, da, 36 de grade. După care AC-ul trebuie să fie egal cu AB-ul. Așa că luăm de acolo 4 cm și unim cu punctul B. Și am localizat pe C, pe dreapta, așa s-a construit la câte? A construit unghiul de 36 de grade, deci asta e lungă, da? Și noi am fixat pe C cât A, C, strict A, B. Și atunci m-am întâlnit pe C cu B. Da? Este foarte simplu de construit, dacă am înțeles bine tehnica. Dar s-a dat C aici. S-au dat tot două laturi și unghiul între ele. Latura asta o știu, latura asta o știu și unghiul între ele. Deci tot cazul care are din construcții. L, U, L. Lup. Da? Deci cazul de construcție este lup. Două laturi și unghiul între ele. Dar mai este un triunghi special aici. Cele două laturi care pleacă din A sunt egale. Asta aici și pe asta de aici. Un triunghi special, chiar special este. Este un unghi unitar. Nu. Triunghi isoscel. Deci triunghiul, iată, picioarele mele, dacă unul mai lung și altul mai scurt, formează așa un triunghi isoscel, da? Triunghi isoscel. Triunghi. Isoscel. Deci avem de-a face cu un triunghi isoscel în care două laturi, fix precis, două laturi sunt egale.
Deci două laturi sunt egale. Dar la frânghi social, două laturi sunt egale. Din motivul ăsta nu trebuie să fii social. Hai să măsură și unghiul ăsta, de ce putem spune de unghiul ăsta și de unghiul ăsta. Deci unghiul ăsta, să măsurăm și tu, mă soarele, sau și eu, să vedem câte grade are unghiul ăsta. Deci fixăm raportorul. Ia vezi câte grade ți-o dat ție. De 70 de grade. 70 de grade, excelent. Hai să-l fixăm, să măsurăm și pe cealaltă unghi. Fixeze așa acolo. Te rog. Asta este de 60 de grade. Eu cred că e tot de 70 la mine. La tine, mai vezi încă o dată, poate. Poate ai fixat bine. Da. Da? Tot 70 sunt, da? Da. Aproape 70. Că cam 68. Deci dacă vrem să măsurăm cu foarte multe precizii, îmi pare rău aici, n-am atâta precizii. Dar cam 68, nu sunt chiar 70 de grade. E? 68 de grade. Și unul și celălalt. Deci, o altă observație. Unghiurile astea, nu? De la bază, sunt congruente, au aceeași măsură. Deci, observație foarte importantă. Nu e la mine acum. Observație. Măsura unghiului C e egală cu măsura unghiului B, da? Și e egală cu 68 de grade. Da? 68 de grade. Știi tu că, de fapt, la un loc toate unghiurile acum? Da, nu. Asta e bună. Deci, măsura lui A plus măsura lui B plus măsura lui C egal cu 36 plus de 2 ori 68. Da? Cât face? 175. E bine așa? 36 plus 2 ori 2 ori 16 12, 13. 172. Înseamnă că am greșit la măsură. Am greșit la măsură, m-am mai uitat odată. Ți ți-a dat 70, nu? 75. Cât e grade? 75? Da. Când ai măsurat? 75. A, nu, mă interesează aici, când am măsurat mai mult, cred că am greșit. Mă uit încă odată. M-am pus ochelare și de ce am și greșit. Aha. Are 72 de grade. Deci 72 de grade. 72 de grade. Și atunci vine de două ori câte 72 de grade. Stefania, la tine cum ce ești? Nu? Deci, dacă măsurăm cu grijă, de două ori câte 72 de grade, și acum cum face să vedem? 144. 2 ori 4, 2 ori 7, 14. 144. Cât? 144. Ia vezi, doamnă, acum. 2 ori 4. 144 astea, da? Și când a durat cu 36 ăsta, cât face aici suma? 36 de grade plus 144? 180. 180 de grade! Foarte tare! Asta, totdeauna, în orice triunghi, în orice triunghi, suma măsurilor, suma măsurilor unghiurilor
Adică toate unghiurile adunate, asta vreau să spun, nu? Unghiurile astea. Este 180 de grade. Este egală cu 180 grade. Deci, am mai reținut ceva. Că într-un triunghi isoscel, niște lucruri care trebuie să-i țin minte toată viața. Într-un triunghi isoscel, când triunghi este isoscel? Când are două laturi egale. Dar el mai are o șmecherie. Unghiul vestel de la bază sunt egale. Da? Unghiurile la bază sunt egale. Și că în orice triunghi suma unghiurilor, ne măsurăm să vedem câte. Păcat că la șalte nu le-am măsurat, dar le măsurăm de fiecare dată. Este adevărată chestia asta. Adică eu niciunul ce am descoperit, bă, să rămân adevăr ca să rămân tot timpul. Ne convingem acum, da? Bun. Altă situație. Ce mai propui? Construiți un triunghi care să aibă toate laturile de 6 cm. Opa, deci toate laturile de 6 cm. Adică vrei, au altă problemă. Deci, cum a fost? Da? Toate laturile sunt construite. Deci, să avem toate laturile de 6 cm. Deci, A, B. Egal cu AC, egal cu AC, egal cu decime, și egal cu 6 cm. Da? 6 cm. Bun. Cum propui? Construim baza. Una din laturi. Hai că nu știu care e baza. Una din laturi să desenăm, nu așa? Deci desenăm una din laturi. De câte? De tot desenăm. Duce pe de mare. De 6 cm. De 6 cm. Așa. Deci, luăm de 6 cm. Am aici 5. Și mai iau cu un an de 6 cm. Încă 10 cm. 5. Și uite așa, totul de 6 cm. Să zicem noi ce vrei să spunem. AB, nu? Da. AB. Și acum, cum să facem? Luăm compasul. Așa, asta e mecheria. Și deschiderea compasului. Eu o fixez după asta. Îți trebuie să fie toate. Știi? Și tu poți face la fel. Ca să nu uităm în timpul cu acea. Uite, deschizătura compasului de 6. Cât latura asta. Și de aici începând, trag un arc de cerc. Da? Și cu aceeași deschizătură, e trage un arc de cerc, da? Da. Bun. Și cu aceeași deschizătură, tot așa, nu modificăm deloc compasul. Tragem acum un alt arc de cerc. Și cele două se întâlnesc într-un punct. Într-un punct, să zicem noi, cum se numește punctul acela, dacă aș obi la lumea, punctul C, obligator. Deci se întâlnesc în punctul C. Ei! Fiindcă și tu nu știu pe altă, distanța de la A la C, e dat cu distanța de la C, nu? Că doar în aceeași deschidătură acum v-aș fi alocat. Și acum toate laturile sunt egale. Deci performanța este maximă acum. Am construit un triunghi în care toate laturile sunt egale. Toate laturile sunt egale. De ce tare e chestia asta? Deci toate laturile sunt egale. Ăsta este triunghiul deștept. Construirea noi, place și ochiului, toate laturile sunt egale. Latura A, B, asta, e cât asta și cât asta, toate sunt egale. Știi ce mă bate când o să vedem câți ce măsurile sunt unghiurile? Nu? Aia să încercăm.
10? Exact, 60. La tine? A, da, da. Da? Deci toate lucrurile sunt... Cum e ăsta, e și ceva, păi, da. E așteptat, da. Toate, și toate împreună cât fac? 60, 60, 60? 120, 60, 180. Perfect. Înseamnă că nu e treabă. O minciună ce am spus mai înainte. E un adevăr, ca să ține minte. Deci, să nu ne într-un fel pe lângă ăsta. Ăla pe care am avut o dată egal din amintit să-și cer. Și asta fiind că are egal din toate, zice, echilaterat. Aia în sfârșit. Aia în sfârșit. Triunghi, echilateral. Triunghi, echilateral. În paranteză, toate laturile sunt egale. Deci toate laturile sunt egale. De ce o să nu triunghi? Echilateral. Din la echil, egalitatea laturilor, da? Deci triunghi echilateral. Și ce observație are? Că toate uniunile cât de egale sunt? De 60. Deci spune o observație. Încă ceva. Toate unghiurile sunt egale. Da? Toate unghiurile sunt egale cu 60 grade. Toate unghiurile sunt egale cu 60 grade. Și suma lor, firește, fac 180 grade. Asta încă la tabelă. Deci am mai descoperit câte tipuri de triunghiuri am găsit după laturi? Trei. Laturi, isoscel, echilateral și oarecare. Da. Acum la curba aia lângă, da? Da, dar am găsit aici. A, așa, deci sunt toate laturile aici. Deci, hai să zicem, clasificarea triunghiurilor. Clasificarea triunghiurilor. Și avem după laturi, trei tipuri de triunghiuri. Triunghi oarecare, și este vorba de triunghiuri care, ce se întâmplă? Toate laturile au lungimi diferite. Deci laturile au lungimi diferite. Scrie chestia asta. Laturile au lungimi diferite. Deci triunghi oarecare. Laturile. Au lungimi. Isoscel. Hai să desenăm un triunghi aici, în care poate să fie de aiurea. Da? Deci nu să nu fie, uite așa, deci să nu fie egale. Hai să luăm eu că au spus că sigur poate să face asta. Uite acum, nu mai încarcă discuții. Se vede că toate laturile sunt diferite, nu? Deci A, B, C, nici nu există două egale. Al doilea tip de triunghi pe care l-am întâlnit a fost triunghiul isoscel. Isoscel. Care are două laturi egale. Da? Are două laturi egale. Și modelul ăsta e așa. Uite. Două laturi egale. Da? Asta e cât asta. A, B, C. Sau am, deci, partea cealaltă. Deci, două laturi egale. Și al treilea model după laturi, chiar mai devreme am avut la șters, cum se numește? Dreptunghi. Nu. A, echilateral. Echilateral, după laturi. Deci, cum sunt laturi de tabărire? Echilateral. Toate laturile egale. Da? Toate laturile
e cald. Poate la tot el cald. Și desenăm și noi aici un triunghi echilateral, în care avem toate laturile de aceea mătrimi, de ce ești mătrimi. Da? Deci e vorba de A, B, C, triunghiul ABC. Toate laturile au aceeași mărime și unghiurile sunt de 60 grade. De fapt, remarcăm mai. Din faceri, astea de la base erau egale, da? Așa. Deci, triunghiurile, clasificăm triunghiurile după laturi. Și avem triunghiul care e isoscel echilateral. Și mai clasificăm triunghiurile și după unghiuri. Deci după laturi și după unghiuri. Iar după unghiuri avem dreptul unghic. Hai să zic 8, mai întâi 8 unghi. Hai să zic așa. 8 unghi. 8 unghi. Un unghi mai mare din 90 de grade. Un mai mare ca 90 de grade. Modelul ăsta de aici, să-l desenăm așa. Deci, iată, un unghi mai mare de 90 de grade, se vede clar. Uite aici. E peste 90 de grade. E deschis foarte mult deschis, da? Deci, ăsta este optus unghic. Triunghiul optus unghic. De desubt, drept unghic. Dreptunghic înseamnă un unghi de 90 de grade. Să avem un unghi de 90 de grade. Și hai să desenăm și noi. Iată, acesta este un triunghi dreptunghic, fiindcă are un unghi de 90 de grade aici. Dacă îl măsurăm, da, are un unghi de 90 de grade. Și ascuțit unghic, ascuțit unghic, toate unghiurile mai mici de 90 de grade. Toate unghiurile, mai mici de 90 de grade. Poate să fie. Că dacă unul e de 90 de grade, gata, e dreptunghic. Dacă unul e mai mare decât 90 de grade, e optusunghic. Aici toate să fie mai mici de 90 de grade. Vezi? Clasificarea triunghiilor se face după laturi și după unghiuri. După laturi avem triunghiul ale capre, isoscel, echilateral. După unghiuri avem optusunghic, dreptunghic și ascuțit. Ascuțit unghic. Da, așa de vorbim. Optus unghic are un unghi obtus, mai mare de 90 de grade. Drept unghi, un unghi drept, adică. Și ascuțit unghic, adică toate unghiurile ascuțite, mai mici de 90 de grade. Da? Asta am calificat aia. Bun. Mergem mai departe. Ce mai propui la urmă? Construiți un triunghi ABC cu AB egal 4 cm, BC egal 40 mm, CA egal 28 mm, apoi calculați perimetrul și semiperimetrul acestuia. Aha. Deci, îmi propui mai departe. Dar toate la cum, da? Da. Nu mai este un caz de așa, știu cum facem aici, ca tehnică. Da. Deci știm toate laturile. Mai întâi scriem AB-ul de jos. Deci îl desenăm pe AB. Mai să-mi spui și mie acum, da? Eu trebuie să fac la 3. Îmi spui exact ce avem. Construiți un triunghi ABC cu AB egal 4 cm. Am să scriu aici A, B, egal cu 4 cm.
BCR egal 45 mm. BCR egal 42 mm. Așa, și A egal cu 28 mm. Ce? A egal cu 28 mm. Corect. Scriem AVO. Deci, desenăm pe AB, nu? Da. Dar uite ce mă deranjează pe mine acolo. Știi ce mă deranjează? Ce? Că sunt unități vascule de fel bun. Vezi, ai și milimetri și centimetri, cum ar trebui să lucrăm totul mai într-un. Ba, da. Să transformăm. În ce să lucrăm? În centimetri. În centimetri, da. Bun. Cât 42 de milimetri, cât centimetri ați? 4,2. Deci egal cu 4,2 centimetri. Și din coace? Așa. Și 2,8. Și 2,8 centimetri. Bine. Ei. Acum avem aceeași unitate de măsură, înseamnă că treaba merge bine, nu? Da. Bun. Scriem aici AB-ul care este de 4 cm. Deci desenăm un pic pe alta e. AB de 4 cm, că la mine ar fi 40, da? Așa, cum e gata. A, B. Mai departe. După care luăm compasul. Așa. Și fixez în deschizătura compasului 4,2. Adică, cum am eu aici, 42 de milimetri. E mai mare decât asta. Că asta e 4, exact 4. Deci trebuie să iau un pic mai mare. Da? Dacă asta e 4, dragilor. Atunci 42, trebuie să fii cu 2 mm în gust. Deci 4 și 2 linguțe în gust, da? Da. Și 2 mm, 4 cm și cât 2 mm. Și acum, IBC, din B, fixez cu IBC, da? Fixez vârful compasului și trag un arc de cerc de 4,2 mm. Da? Un arc de cerc de 4,2 mm. Să-l tragă mai mare, nu știu, nu știu cred să-i încășicați. Așa. Bun. Și acum, CA, adică din ambele părinte, cât spune acolo? 2,8. 2,8. Eu am chiar am aici. 2,8, deci 1, 2,8. Gata, așa fac. Nu-i 30, da? Nu-i 30, mai puțin de 2 mm. Iată că am fixat. Și trag acum de vârful ăla un alt arc de cerc. Și unde s-au întâlnit cele două arce? E chiar vârful C. Ăsta e vârful C. Da? Deci în rămânit pe A, puneți pe A cu C. A cu C. Și pe B cu C. Și iată că am desenat triunghiul cerut de autor. Dacă le măsor, sunt exacte. Pentru că am dus cu compasul, am fixat toate unii măsuri și tot este rezolvat. Am terminat și asta problema asta. Ce am vorbut aici? Se dată dacă au fost bată dacă mai ne prindem câți unități de măsuri diferite. Sunt duși în aceeași unitate de măsuri, da? Bun. Altă întrebare. Dacă BC e egal cu amic, virgulă AC, dacă BC e egal cu? Dacă BC e egal cu A mic, virgulă AC,
Face așa? Nu, mare. Deci BC egal cu A, AC egal cu mărimea cât? Da. Cu B. B. Da. Și AB egal cu C. Și AB egal cu C. Stabiliți dacă punctele A, B, C sunt coliniare în fiecare dintre cazurile. A egal cu 7 cm. Deci, luăm caz, cazul 1. Cazul 1. A egal cu 7 cm. B mic. Deci B mic egal cu? B mic este egal cu 5 cm. 5 cm. Și C mic este egal cu 8 mm. 8 cm. 8 cm. Și să vedem dacă punctele A, B, C sunt coliniare. Da? Întrebarea este dacă B, C, coliniare. Adică dacă sunt pe aceeași dreapte. Da. Da? Dacă sunt coliniare. Da? Dacă se află pe aceeași dreapte. Cum facem? Facem mai întâi... știm că latura opusă unghiului BC egal cu A, deci, de 7 cm. Să luăm pe cea de 7 cm, cea mai mare. Deci e opusă unghiului A, A în vârf, nu? Da. Dacă desenăm pe BC, BC, da. Să desenăm și noi BC. Nu e cea mai mare BC, uite. Cea mai mare de 8 cm este. A cui? A lui ce? A lui ce care a pus unghiului ce mare, da? De vârf. Da. Hai să notăm pe asta, pe AB, practic, să notăm pe AB, da? De 8 cm. AB de 8 cm. Ca să am 8 aici, cum am numit despre linuța asta, raportorul ăsta, deci am dat 5 și mai am încă 30. Da? Încă 30. 5 cu 3, 8. Iată, am ajuns să construiesc pe AB. AB. Poftim, poftim. Bună ziua. Am construit pe AB. Clasa 5, acum. Da? Da, 5. Da, 5. Bun, la 6 și mată, domnul profesor. Da, da. Bine, mulțumesc. Bine, la revedere. Deci, am construit pe A, B, cât de mare? De 8 cm. Acum, o să luăm pe cea de A mic, care înseamnă becere. De câte? De 7 cm. Adică ce înseamnă 7 cm? Că am avut eu aici 8. Mai las... Încă un centimetru. Încă un centimetru, la mine 10, de 10, 10 am mers. Și cu deschizătura asta, trasez acum un arc de cerc. Vezi? Cu deschizătura asta, trasat un arc de cerc. Încă toate punctele de arc de cerc vor fi față de A, la distanța, indiferent cum mă duc, mai sus, mai jos, pe arcul ăsta de cerc, fiindcă asta face cerul, păstrează calitatea asta, cer și distanță de centrul său, se va face eu, dar nu știu să localizez. Mă duc repede și iau 5 cm ca să construiesc cealaltă arcă. Deci, voi fixa 5 cm pe deschizătura compasului. Da? Și trasez acum, cu vârful în B, o altă arc de cerc de 5 cm. Și unde s-au întâlnit ele, cele două arce, mi indică punctul C. Asta este din nou, ăsta e punctul C și toată problema a fost rezolvată. Și întrebarea este, sunt ele coliniare? Da. Cum? Cum să fii coreană? S-o trăi pe aceeași dreaptă? A, nu. Nu, ei sunt trei unghi.
Da? Cele trei dimensiuni mi indică că ABC nu sunt coliniate. Există un triunghi. Uite, triunghiul acesta. Deci asta vrea să vadă dacă există sau nu triunghi. Există triunghi, nu sunt coliniate, nu sunt pe aceeași dreaptă toate punctele. Cu ocazia asta am și construit. Și răspunsul la problemă este ăsta. ABC nu sunt coliniate. ABC, punctele A, B, C, nu sunt coliniate. Pentru că două laturi adunate, totdeauna sunt mai mare, suma două laturi mai mare ca a treia. Ia să vedem noi. Adunăm pe 5 cu 7, deci A plus B, egal cu 5 plus 7, care face 12 și care e mai mare decât 8. Deci, iată de ce chestia am văzut. Dacă A plus B e mai mare ca C. A plus B e mai mare ca C. Hai să facem și B plus C. B plus C, B mic plus C mic, egal cu? Este egal cu 5 plus 8, ce crede? 5 plus 8, care face 13. Și mai mare decât 8. Mă, decât 8. Decât cealaltă rată, decât 7, da? Deci iată că și B plus C e mai mare decât 8. Hai să adunăm și pe cealaltă. Pe cine acum asta? A plus B, B plus C? C plus A. C plus A. Cât face C plus A? 7 plus 8. 7 plus 8, care face 15. Și 15 e mai mare, sigur, decât 5. Adică A plus C e mai mare decât B. Totdeauna, când se întâmplă așa, suma oricăror două laturi mai mare ca al treilea, există triunghiul. Dacă există triunghiul, înseamnă că nu sunt coliniare. Deci, iasă-vă ca observație, în orice triunghi, suma a două laturi, suma a două laturi e mai mare decât a treia, da? E mare decât a treia. Suma a două laturi e mai mare decât a treia. Ei, acest lucru înseamnă că punctele ABC nu sunt coliniate. Deci când se întâmplă așa, rezultă că A, virgulă D, virgulă C, nu sunt coliniate. Adică nu sunt pe o dreaptă. Știi tu când ar fi pe o dreaptă? Când este un unghi alungit. Adică suma a două laturi e egal cu a treia. Deci dacă C-ul ar fi fost 12, atunci 5 cu 7 făcea 12 și era un gol lungit și felul ăsta toate erau pe dreaptă dintre acelea. Deci dacă se întâmplă că suma a două laturi se facă cât a treia, triunghiul nu mai există. Și în condițiile acestea spunem că punctele ABC sunt coliniare. Hai să vedem o altă situație. Așa. Fie de aparține lui BC în triunghiul ABC. Deci, în triunghiul ABC. Deci, în triunghiul. În triunghiul ABC. Fie cine? Nu. Fie de aparține lui BC în triunghiul ABC. Fie de aparține triunghiului ABC, nu? Așa am spus. Da. De e un punct pe triunghiul ABC. Așa. Dacă perimetrul triunghiului ABD e egal cu 19 cm. Dacă. Deci ce știi? Că perimetrul triunghiului ABD egal cu 19 cm, da?
perimetrul triunghiului ACD egal 26 cm. Perimetrul triunghiului ACD egal cu 26 cm. Așa. Și AD egal 8 cm. Și mai îmi dai că AD egal cu 8 cm. Aflați perimetrul triunghiului ABC. Atunci, perimetrul triunghiului... Deci asta e ipoteză, da? Da. În concluzie, încerc să aflu perimetrul triunghiului ABC egal cu 5. Perimetrul triunghiului ABC, cine este egal? Asta am scris-o acum. Ce înseamnă perimetrul? Suma tuturor laturilor. Suma tuturor laturilor. Așa încât, se desenă un triunghi lateral mare, când nu spune, da. Când ne spune, dar fi sorcele, lateralul, da. Deci lateral mare, oarecare. Așa, A, B, C. Iar spune că punctul D aparține triunghiului ABC. Ce înțelegi tu că D aparține triunghiului ABC? Nu spune că dă în interior. Aparține. Nu e pe exterior. Adică e pe linie. Pe una din laturi. Da. Punctul D, când spune că dă aparține triunghiului ABC, D îl pune pe una din laturi. Nu ne spune pe care laturi. Deci noi îl fixăm pe unde vrem noi. Hai să-l fixăm pe aici undeva. Pe D. Și spune că ne mai oferă autorul niște informații. Perimetrul triunghiului ABD, A, B, O, nu e bine să spun. Nu e bine pe A, B să spun. Deci perimetrul triunghiului ABD, ca să existe triunghi, D trebuie să nu fie pe AB. Ori pe asta, ori pe asta ca să facă triunghi.